bine v-am regăsit. Noi, istoricii literari, ne-am învățat de ani și ani să spunem că trei sferturi, dacă nu chiar 90% din literatura română, autorii au fost de de dreapta, fie că erau monarhiști, naționaliști, filogermani, germani franco francofili, francofili erau mai mult republicani, ce este drept, dar este cert că junimea, junimismul cu, cu Maiorescu, Creangă, Caragiale, Peminescu, Hadeu, Odobescu, Duilu Zanfirescu, Eliade, Iorga, Pârvan, toată lumea bună a fost de dreapta. Ne-am gândit însă mai puțin la forțele de stânga. Pe de cu toții știm că Eminescu în proza lui, în cazet Stăria lui, care, care ceale toți conservatorii au, au dia, diabolizat stânga, acei roșii. Cine erau roșii? Liberarii radicali, oameni istorici care totuși, brătieni, au făcut România Mare. Deci era Ion Brătianu, bătrânul era eu, eu, Eugeniu Cara, da cel care a pus bancele, bazele băncii naționale, era Cea Rosetti, republicanul, utopicul, omul lui Jules Michelet și al masoneriei franceze, republicani și că deci era un fond de antidinasticism, de antimonarhism, -monar de germanofobie și de francofilie, un fond destul de puternic și care chiar l-a dus pe bietul Carol I cam în buza apticării. Și aici apare Republica de la Plo Ploiești, de care recunoașteți că și dumneavoastră ca și în mine, n-am auzit decât în termenii peiorativi ai lucara geale, din schisa buboru care se scoală în zor după noaptea de zaveră. Cine te-a pus mai aici? Boburu, conul Leonida, care era de la 11 februarie, care era, care era republican, mă înțelegi, și care era uh, speriat de zavragii, dar mai mult decât atât, ne aducem cu toții aminte de scena dintre Mița Baston și Naegirimea. Girimea în dale carnavalului, care ne proiectează dintr-o dată imaginea lui Caragiale Cara asupra acestei republici din Ploiești. Da, da, năică, voi scandal. Pentru că m-ai uitat pe mine, l a uitat pe toate, ai uitat că sunt fică din popor și sunt violentă. Ai uitat că sunt republicană. Când vinele mele curge sângele martirilor de la 11 februarie, 11 februarie 1866, ai uitat că sunt ploieșteancă, năică. Da, ploieșteancă. Năică și am să storn o revoluție, dar revoluție, să știi. E, în sensul ăsta am preluat noi revoluția din Ploiești, care, de această dată, grație doamnei Silvia Marton, avem să aflăm ce s-a întâmplat de fapt în acel 8 august 1870, când a început un fel de precursorat al rebeliunii legionare. Mă rog, este un fel de a spune. Cine este doamna Silvia Marton, doctor în științe politice la Universitatea din București și din Bolonia, a frecventat colegiul Noua Europa, deci necul condus de Andrei Pleșu, profesor invitat la EHS în Paris și a primit ordinul Chevalier dans l'Ord de Palm Academic al guvernului francez. Republica de la Ploie și începuturile parlamentarismului din România. Ei bine, toată noaptea aceea a fost, de fapt, un complot, a fost ceva concoctat de deliberal, de Brătianu, de Cea de Eugeniu Carada și oamenilor din Ploiești. Aici avem tot dosarul afacerii, avem uh, toți numele, to toate numele din elită, avem lupta dintre masoneria germană și masoneria franceză, avem de o parte republicanii uh, francofili, care erau de ai lui Cea Rosetti și ai lui Prăpărtianu, de și, de -al altă parte, monarhiștii, germanofilii, naționaliștii. Deci, pe fond de împotrivire la Carol I și pe fondul masoneriei franceze de a, de a debloca, de a lua locul Hohenzollern de la, de la noi. Candiano Popescu este personajul principal aici. Îl știți, este omul care a condus Revoluția, a fost axul ei și care, culmea, din mare maniac împotriva lui Carol, ajunge în 1880, avea să fie ai aghiotant regal avea să fie numit colonel în 1882 tot de -a regele pe care a, a vrut să-l dea jos și este general în 1884. Dar vă spun, rebeliunea a fost destul de dură, care era cândva la un pas de abdicare. Personaje principale de care n-am știut nimic până acum sunt maiorii Polizu și Gorjan. Ei îi, îi dezarmează pe Zavragi plus doi eroi, să zic așa, de la telegraf domnii Iorgulescu și Constantinescu care anunță la oraș că a început o zaveră în Ploiești. Ploieștenii așteptând ca în toată seara să vină revoluția. Se împart 9 sămii, 20 de puști, iar numai 15 soldați vor reuși să dezarmeze 30 de revoluționari. Au fost 41 de acuzați, vor fi achitați toți de șorat. și Nicolae Fleva rămâne tribunul nației. Toate lucrurile astea sunt documentate, foarte bine puse în pagină și trebuie, cred, să cam decaragialianizăm, să depeorativizăm Republica de la Ploiești. În fine, cu Boborul, fără Boborul, cu Girimea, fără el, ea a existat și n-a fost chiar o joacă, așa cum este în conul Leonida. La revedere!